Bucovina Rădăuți a început meciul în forță și a deschis scorul încă din minutul 7. Ionuț Plămad a primit o pasă lungă de la Mihăieș și a înscris cu un șut puternic sub transversală. Gruparea vrânceană a restabilit egalitatea în minutul 33, când Jurj a împins mingea în plasă după o pasă a lui Stoica. Scorul pauzei, 2-1, a fost stabilit de Ionel Stoian, după un șut centrare trimis de Ungurianu. Formația rădăuțeană s-a descătușat în repriza secundă. Stoian a bifat dubla în minutul 56, când l-a învins pe portarul advers cu un șut la colțul lung. În minutul 67, Iosif Nedbai a transformat un penalti acordat pentru un fault asupra lui Ungurianu, stabilind scorul final la 4-1. Antrenorii Dorin Goian și Daniel Bălan au început meciul cu CSM Focșani în următoarea formulă: Zvoronciuc, Alexandru, Antonesei, Mihăieș, Coajă, Vitu, Sahlean, Ungurianu, Plămadă, Nedbai, Stoian. Pe parcursul jocului, la echipa gazdă au mai intrat Ionesi, Coroamă, Țapu și Bejenar. În etapa următoare, Bucovina Rădăuți va juca vineri la Dorohoi cu satelitul echipei FC Botoșani.